Te salut, sunt Gabriel Radu, coach cu experiență, trainer, speaker și autor, fondator la programarea succesului, un brand de dezvoltare personală și profesională. În acest video am să-ți vorbesc despre programe de well-being și cursuri de dezvoltare personală, însă dintr-o perspectivă care probabil îți va schimba viziunea asupra modului în care să investești în dezvoltarea personală a oamenilor din echipa ta sau din firma ta. Nu este un secret faptul că, pentru multe firme, investiția în dezvoltare personală se transformă de multe ori într-o cheltuială. Motivul pentru care se întâmplă asta îl vei afla în continuare. Am să-ți dau informații din casă, astfel încât, până la final, vei ști care sunt cauzele pentru care eficiența cursurilor de dezvoltare personală și a programelor de well-being se dovedește a fi scăzută. Și ce trebuie să faci pentru a evita folosirea inutilă a bugetelor de training și coaching. Așadar, care sunt cele două cauze, sau mai bine spus greșeli, pentru care multe cursuri de dezvoltare personală sau programe de well-being în companii au eficiență redusă? Prima greșeală este alegerea tipului de program. Ca programe principale în companii există trei variante de bază, fiecare având un anumit grad de eficiență din punct de vedere al raportului costuri-rezultate. Varianta 1. Workshop. Acesta se poate desfășura pe o perioadă de una sau mai multe zile. În workshop participanții primesc informații importante și instrumente de lucru. Însă... Eficiența workshopurilor este în general scăzută. Și iată care este motivul. După finalizarea workshopului, în scurt timp participanții se întorc la aceleași setări mentale și aceleași comportamente ca cele dinaintea workshopului, întrucât nu sunt ancorați și susținuți în procesul de schimbare. Totul rămâne în seama lor. În aceste condiții, firma se alege cu rezultate prea mici și costuri prea mari. Varianta 2. Workshop plus serie de follow-up. Pentru o eficiență cât mai ridicată. Recomand ca seria de follow-up să fie o combinație între coaching și mentorat. Scopul coachingului este de a antrena participanții în mod corect de procesul schimbării. Și aici mă refer la cele mai importante elemente în coaching. Stabilirea obiectivelor, stabilirea elementelor motivaționale, identificarea resurselor necesare realizării obiectivului, realizarea strategiei și a planului de acțiune, monitorizarea evoluției, precum și alte elemente importante de care au nevoie participanții. Mai departe, scopul mentoratului este să ofere îndrumare și susținere participanților. Mentorul își folosește experiența din situații similare și oferă cursanților cele mai potrivite soluții astfel încât aceștia să-și realizeze obiectivul propus. Ca și durată, recomand ca seria de follow-up să fie de minim două sesiuni de câte o zi, la perioade bine stabilite. În seria de follow-up se stabilește cu fiecare participant ce a aplicat, ce a funcționat, ce mai trebuie îmbunătățit. Care este strategia, planul de acțiune și instrumentele de lucru, și care sunt elementele motivaționale care îl vor ține în mișcare în călătoria lui până la rezultat? Această variantă de program, workshop plus serie de follow-up, se dovedește a avea o eficiență mult mai ridicată decât varianta 1. Motivul este unul destul de evident. De această dată, participanții sunt introduși într-un proces de schimbare și au alături de ei chiar furnizorul programului, care obligatoriu trebuie să aibă o bună expertiză în coaching. Participanții sunt îndrumați să-și dezvolte strategii și planuri de acțiune astfel încât să producă trecerea de la informațiile și instrumentele din workshop la implementarea practică acestora în cadrul echipei. Varianta a treia sesiuni de coaching completate de workshopuri. De această dată, participanții beneficiază de susținere pe o perioadă mai îndelungată, în general, până la atingerea obiectivelor propuse. Această variantă implică o componentă importantă de coaching. În prezent, coachingul a devenit cel mai rapid și eficient instrument de schimbare. Pe durata întregului proces, coachul va susține fiecare participant și se va asigura că acesta înaintează cu viteză maximă spre rezultate. Coachul va ajuta participantul să își construiască o hartă a călătoriei și împreună cu el va analiza periodic evoluția. Ca și eficiență, această variantă de program, coaching în combinație cu workshop, are eficiență maximă. De această dată, participanții beneficiază de susținerea unui trainer și coach pe toată durata procesului de schimbare. Sigur. Dacă respectivul trainer și coach mai este și creator de conținut în piața de dezvoltare personală, asta este și mai bine întrucât va crește eficiența programului. Ce înseamnă creator de conținut? Asta înseamnă că are publicate cărți, audiobucuri, are create platforme de dezvoltare personală și diverse programe. Ca și concluzie, înainte de a trece mai departe, hai să reamintim pe scurt. Am spus că prima greșeală pentru care eficiența cursurilor de dezvoltare personală și a programelor de well-being se dovedește a fi scăzută, o reprezintă alegerea tipului de program. Și există trei variante de bază, fiecare având un anumit grad de eficiență din punct de vedere al raportului costuri-rezultate. Varianta 1. Workshop. Varianta 2, workshop plus serie de follow-up și varianta 3, sesiuni de coaching completate de workshopuri. Și acum să trecem mai departe. A doua greșeală pentru care eficiența cursurilor de dezvoltare personală se dovedește a fi scăzută este determinată de nivelul la care se face dezvoltare personală în firmă. Vei descoperi că sunt patru nivele de evoluție. Nivelul 1, lipsa dezvoltării personale. Acolo unde nu există dezvoltare personală, există haos. Nivelul 2. Dezvoltare personală ocazională. Aceasta produce doar rezultate ocazionale. La acest nivel, activitatea este una destul de monotonă. Nivelul 3. Dezvoltare personală de întreținere. Aceasta te ajută doar să-ți menții nivelul. Sigur, cu ușoare oscilații. Acesta este, de fapt, nivelul. La care se construiește fundația în dezvoltare personală în interiorul firmei. Programele de bază în dezvoltarea angajaților îți recomand să se desfășoare cu o frecvență aproximativ regulată, sigur, în funcție de obiectivele de creștere a afacerii. De ce spun frecvență regulată? Dacă vrei să ai un teren fertil, trebuie să îl luzi în mod constant. Dacă vrei să ai o echipă bună, trebuie să o dezvolți în mod constant. Lipsa dezvoltării personale sau dezvoltarea personală ocazională nu are putere. Nivelul de la care începe o construcție solidă este nivelul 3. Într-o firmă care are ca obiectiv evoluția continuă, trebuie să existe o fundație în dezvoltarea oamenilor. Doar pe o fundație solidă se pot dezvolta mai departe programe de creștere. Și asta nu înseamnă neapărat costuri mult mai mari. Nu. Ține mai mult de strategie. Introduci oamenii într-un proces în care au susținere din partea unui coach cu experiență. Nivelul 4. Dezvoltare personală de creștere. Acesta este nivelul care îți asigură creștere continuă și de la care afacerea ia vânt. La acest nivel, în interiorul echipelor, există o viziune, există motivație, există elan, există un vector de direcție. Așadar, vorbim de patru nivele în procesul de dezvoltare personală în companii. Lipsa dezvoltării personale, dezvoltare personală ocazională, dezvoltare personală de întreținere și dezvoltare personală de creștere. Mai departe, hai să stabilim ce trebuie să faci în echipa ta sau în afacerea ta pentru a evita folosirea inutilă a bugetelor de training și coaching. Dacă ai urmărit videoul până în acest moment, Cred că lucrurile sunt destul de clare. Dacă vrei dezvoltare personală la cel mai bun raport costuri- rezultate, atunci va trebui să faci două lucruri. 1. Workshop plus serie de follow-up sau, și mai eficient, sesiuni de coaching completate cu workshop -uri. și 2. Dezvoltare personală la nivelele 3 și 4. În caz contrar investiția în cursuri de dezvoltare personală sau programe de well-being se transformă de fapt într-o cheltuială. Nu susțin că este valabil în 100% din cazuri, însă, în general, cam așa stau lucrurile. Sper că, prin acest video, ți-am pus la dispoziție informații importante privind strategia de a investi în programe de dezvoltare personală pentru echipa ta sau pentru afacerea ta. Dacă îți dorești să intri în legătură directă cu mine, mă poți contacta cu încredere și vom discuta mai multe despre cum te poți susține prin programe de dezvoltare personală să-ți crești rezultatele în echipa ta sau în afacerea ta. Mai multe detalii despre aceste programe le poți obține accesând linkul din descrierea acestui video. Acum, dacă ești ca și mine, dacă îți place să-i susții pe cei din jur și consider că ceea ce ai aflat merită să meargă mai departe, atunci recomandă acest video și prietenilor tăi. Personal îți doresc numai bine și focalizare maximă în direcția rezultatelor.